te mai chem în viața mea cu prietenii tăi la televizor. Să te duci cu prietenii tăi și cu Ernest și cu Mitoșerul la stadion. Tu cu Ernest ai zis că te-ai înțeles. Că eu m-am înțeles. Okay. Păi da, pentru că el cântă prohodul. Tu nu cânti decât două rânduri. Două mari și două mici. Ce vrei acum? Prea noi râdeam acolo și el deodată a devenit serios. Păi așa. Da, pentru că l-am întrebat serios. Păi eu nu serios. Spun că nu, dar n-a venit din mine seriozitatea. Ne certăm în vinerea mare așa o să ne meargă. Dar are dreptate și Mitoșerul. Bă, a vorbit de maciofulit, a zis. I se ridicase părul, uite și mie. Nu Mitoșerul? La... Da, pe mâine avea aici a, de la asta mine. Da. Și uite-te la mine cum stă părul de când mi-am pus... Șuvițele alea. Stimați spectatori, vom încerca să continuăm mai serios, mai emisiunea mai noastră într-un fel sau altul. O să vă rugăm frumos. Nu trebuie să stai așa. Adică nu există o linie așa de mijloc am între statul așa și două rânduri, ba, da, două mărci, două... Am, dar dacă a plecat Mitoșu și eu, acum stau cu minte. Nu. Acum n-ai treabă. Doar să plece, să fii sigură că el mai intră pe aici. Cine mai îl mai cheamă pe Mitoșer în combinație cu tine? Ori tu, ori el. Am zis, doamnelor și domnilor, Anca! Dar ce faci? Ce mănânci? Ce vrei? Sport! A, în cazul ăsta nu mă interesează. Bună! Te pup, te mă bucur foarte tare să vă revăd și mi-a plăcut foarte mult cum ați scris acolo povești catifelate. Catifeaua este materialul meu preferat. Știm. Măcar atât. Hai să ne așezăm să, să ne așezăm. Vorbim. E o zi specială pentru mulți. A fost un an greu pentru mulți. A fost un an greu pentru tine. Și oamenii care te privesc văd cu mare bucurie și cu speranță și cu lumină în ochi faptul că tu ți-ai dat reset. Spui asta și în muzica ta, dar se vede și pe tine, în atitudinea ta, în comportament și în ceea ce lași să se vadă. Și avem nevoie aici de câteva repere. Când își dă seama o femeie că trebuie să-și dea reset? Când intervine foarte greul și când conștientizează că e doar o viață și că trebuie să se ridice și să meargă înainte și că timpul este cel mai prețios lucru pe care îl avem, nimic altceva, nu averi și alte lucruri, și atunci trebuie să-l prețuiești și să-l folosești ca atare pentru tine, să te descoperi și să găsești sinele acela cândva bine, să te raportezi la el de atunci. Știi? Da, e ceva foarte, da, 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 foarte frumos și foarte interesant. Și să te gândești că trebuie să valorifici fiecare zi. Știi de ce mie teamă în momentul în care îmi propun să-mi dau reset? De momentele fericite pe care le voi idealiza după ce mi-am dat acest reset. Pentru că voi analiza ce a fost înainte și voi lua doar partea bună a lucrurilor. Asta este felul meu de a, de a trata resetul. Uh-huh. Încep să idealizez, să mă gândesc ce frumos era înainte. Păi da, dar eu mi-am dat reset de una singură, deci mai bine n-o fac. Da, e teama aia de așa a e. Porni de la zero. Da. E o teamă foarte mare. Suntem foarte fricoși, da, să ieșim din, dintr-o zonă de confort. Dintr-o zonă de lasă că e călduț, știi? E bine, așa cum e, lasă că mergem așa mai departe. Dar știi, trebuie să ai un curaj fantastic. Eu nu aveam impresia despre mine că sunt un om atât de puternic, dar îmi dau seama că trebuie să fii ca să ieși dintr-o zonă de confort și să ai curaj să-ți schimbi cumva viața. Pentru că uite-te și pentru zona asta de profesie, da, vis-a-vis de noi, tot ce s-a întâmplat, da, brusc s-a întrerupt tot. S-a terminat totul. Da, da, da. Chiar vorbeam cu o prietenă ieri, o prietenă interpretă la rândul ei, care îmi spunea, eu nu știam altfel viața, eu n-am stat acasă niciodată un weekend, eu nu... Pentru mine totul s-a volatilizat și mi-am dat seama că trebuie să mă reinventez și să-mi dau reset cu mecanismul. Exact, exact. Da, păi, și despre asta este vorba. Adică găsește soluții să mergi mai departe. Un om care muncește de o viață de 35 de ani și dintr-o dată stă,
poate să o ia razna foarte ușor, știi? Da, și... pentru că cred că nu știi cum să gestionezi timpul. De unde să apuci? Ai foarte mult timp dintr-o dată. Și eu ce pe fac sâmbătă? Numai că... Eu, uite, e orașul gol sâmbătă, eu nu eram acasă, sau turneele, mai ales că voi, artiștii, cântăreții, erați foarte mult plecați din țară. N-am avut niciodată, știu eu, vacanțe normale, weekenduri, sărbători, n-am avut niciodată. Și... cum să zic, am avut șansa să mai am încă două meserii pe care le-am ținut prin buzunare ascunse. Bravo. Pentru care că mulți știam, mulți nu. Da, pentru că n-am avut timp să le exersez toată nebunia asta de spectacole. Și am început să lucrez mult mai mult ca și designer de interior și ca și profesor pentru cursul acela despre care am mai vorbit. Da. Și am avut câțiva cursanți, câteva grupe de cursanți, a fost foarte frumos și este și în continuare. Iar ca designer satisfacțiile sunt, ce să spun, foarte mari. Chiar acum cum am terminat un proiect la care am lucrat cu foarte mare bucurie, este casa în care locuiește Camelia Potec, campioana noastră, un om absolut minunat, special și cu care am lucrat foarte frumos. Am avut o satisfacție foarte mare. Îți dai seama ce satisfacție este pentru un om normal care dintr-o dată sună pe Anca Țurcașiu, pe care știe cântăreață, actriță. Bună ziua, doamna Anca Țurcașiu, dar am și eu o casă, dacă ați putea să veniți un designer și vine Anca Țurcașiu în casa ta, care începe să spună, asta ar trebui aici, asta aici. Stai să vezi cum era știi, realitate. E ciudat, în realitate puteai să fii cine voiai tu să fii. Anca, am și eu nevoie, te rog, să... pentru casa mea, de exemplu. Și ea mi-a spus, nu vreau să te încurc, pentru că știi că sunt un om foarte serios și nu mă apuc de casa ta pentru că am treabă. Da. Adică atunci n-avea timp. Adică eu am o ruletă în poșetă, în permanență, care atârnă destul de greu. Cineva, nu știu cum, a venit vorba și am zis, stai să scot asta, că atârnă foarte rău în poșetă. Și s-a minunat. Adică e permanent o preocupare pentru tot ceea ce ai de făcut și fără o ruletă în buzunar. Nu cum să... Fetele au un fix. Presupun că tu nu, dar multe dintre femei, nici eu nu. Doi, dar trebuie să schimb ceva în viața mea, o să-mi fac o schimbare de look. De fiecare dată când se întâmplă asta și vine schimbat acasă, tunsă sau vopsită, bărbatul știe că urmează să-și ia tălpășița. Știe. Adică și-a schimbat fața, și-a schimbat părul și ce-a tăiat părul. Înseamnă că eu sunt de vină. Ai dreptate. Deci asta faceți toate. Gata. Noi când ne schimbăm look-ul, ce Dumnezeu putem să facem? În afară de faptul că putem să ne ducem vreo 2 ani la sală, dar nu e cazul, ne ducem și ne aranjăm părul. Adrian Perjovski este întotdeauna acolo. Fiți liniștite, îl găsiți la post. Recomandăm schimbările de look totale, de obicei cam de 2 ori pe an, primăvara și toamna. Primăvara pregătim părul pentru vară, către anotimpul călduros și atunci tendința este de deschidere a părului. Și anul acesta, ca și metoda de colorare, se poartă în continuare tehnica de baleaj. Pentru moment, părul se duce de la rădăcină închisă către vârfuri foarte deschise. În schimb, ce diferă ca și nuanțe pentru acest an sunt nuanțele pastel, nuanțele de dusty pink, acel roze ușor prăfuit, sandreul se păstrează în continuare, acel gri sau chiar nuanțele de alb, de blond cât mai platinat. Pentru primul model, uite, pe care l-am pregătit astăzi, avem un baleaj foarte soft. Ea a fost mai blondă și l-a vrut mai închis un pic să fie cât mai natural și odată cu spălarea părului, în nu știu, câteva spălări, părul se va deschide un pic mai mult și va căpăta o luminozitate un pic mai mare. În partea asta avem un baleaj mai puternic, mai pronunțat un pic și ne ducem pe o deschidere mult mai mare a părului și apoi ne-am jucat și cu niște reflexe ușoare de roz. Putem noi să pregătim părul pentru un astfel de baleaj. În primul rând trebuie să părul zău să fie hidratat înainte și atunci noi nu ne apucăm de tehnica de baleaj decât dacă ne permite acest lucru. Rădăcina asta, bucata de păr natural trebuie să fie crescută cât mai mare pentru a ne permite această tehnică de șuvițare foarte măruntă și de tapare pentru a face blenduirea aceasta. Este bine să facem aceste schimbări de nuanțe ale părului primăvara pentru că este și temperatura mai prietenoasă, nu este atât de cald. Exact și de asta, dar plus de asta, în afară de lucrul ăsta,
tendința de a deschide părul este spre vară, când apare soarele, când mergem la mare. Și atunci, primăvara este momentul cel mai potrivit. Atunci parcă înviem și noi, nu? Revenim la viață și avem chef de culoare, de viață, de bucurie. Adică, coafură, propui părul drept, îndreptat cu placa, ușor ondulat? Cum? Cum îmi place mie sau cum îl propun, să-l propun, să-l recomand? Două. Mie îmi place părul să fie cât mai natural. Dacă ai un păr creț, poartă-l creț. Dacă ai un păr întins, poartă-l întins. Și de folosit cât mai puține ustensile de coafat, de agresare termică, mecanică și așa mai departe. Că dacă ai o față mai rotundă, mai voluminoasă, atunci dacă te duci cu niște bucle, nu faci altceva decât să creezi un volum. Și atunci recomandarea mea este să porți părul mai pe drept un pic, mai lipsit de volum. Dacă ai o față, mă rog, alungită, normală, poți să creezi niște wave-uri ușoare ca să dai un pic de volum și atunci pui în evidență cu niște șuvițe pentru luminozitate. Am o provocare pentru tine, Adi. Cum majoritatea doamnelor, domnișoarelor, avem un elastic prin gentuță. Nelipsit elastic. Suntem la birou sau plecăm de la birou la o întâlnire. Cum îmi pot prinde părul în trei feluri diferite? Doar cu un elastic. Să nu ne îndepărtăm, să recapitulăm. Alături de Anca Surga și eu am vorbit despre cum e să-ți dai reset, faptul că este obligatoriu ca din timp în timp să-ți analizezi viața și să încerci să o schimbi într-un sens bun și e foarte important să ai în buzunar și alte skill-uri, alte talente. Pe lângă cel de designer interior, tu mai ai unul. Ești un dascăl foarte apreciat. Da, și am făcut și un curs de formator ca să pot să predau, adică merg și pe partea asta foarte mult și predau arta conversației și ținută în societate. Care este cea mai frecventă greșeală pe care o fac oamenii în conversații? Cea mai frecventă greșeală? Da. În primul rând folosesc terminațiile, ă-urile dintre cuvinte. Nici nu te poți uita pe anumite posturi. Foarte mulți moderatori bâție din picioare, de asemenea, apropo că nu are legătură cu conversația, dar... păi... Unul care face așa continuu. Da, 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 sunt foarte mulți. Dârdii, nu te spune, dârdii cam mult. Și pe mine mă deranjează cel mai mult faptul că nu ascultă partenerul. Ascultarea și continuarea conversației, a vorbi întotdeauna despre celălalt și niciodată despre tine, decât dacă ești întrebat. Așa e. Așa este. Spune-mi, te rog, faptul că oamenii încep din ce în ce mai des să se folosească de proteze din astea lingvistice ca să câștige timp, de genul ideea este în felul următor, nu e deranjant de la un punct încolo? Absolut, bineînțeles, ele sunt așa pentru că nu știu ce să spună și pentru că se gândesc și există și niște ticuri verbale foarte dese. Dar oamenii nu sunt, probabil că nu le spune nimeni sau nu sunt atenționați de către cei care văd emisiunea. Da, nu prea poți să le spui. Nu prea poți să le spui. Zi-mi cum să arate sărbătorile anul ăsta pentru tine. Am... pe Radu și pe Andreea foarte fericiți, copilul meu și prietena lui, pe tata și pe Doina și avem sărbători frumoase, chiar dacă eu nu mai mănânc ouă anul ăsta. Nici ouă nu mai mănânc, carne nu mai mănânc. Prânză nu mai mănânc, lactate nu mai mănânc, pește din când în când. A trecut pe pește și pe verzeturi, practic doar verzeturi. Da. Și e primul paște în care nu o să mănânc ouă, o să ciocnesc ou, dar nu o să mănânc. Dar de ce? De ce? Pentru că... Dar oricum, masa, pe masă vor fi, de toate. Normal că vor fi și mie îmi place foarte mult să vopsesc ouă. Doar roșii vopsesc în fiecare an. Și chiar mă bucur de tradiția asta și de... Și noi ne bucurăm că poți te abții. De lumină. Că... Dar nu e vorba de abținut. E vorba de un mod de viață. Așa pe care te-ai setat. Da, da, da. L-am adoptat. Ce cântăm? Cântăm Vreau să dau reset. Ce frumos! Ovi Jacobsen și Loredana Căvășdan, versurile. O poveste. E un cântec poveste, Teo. E un cântec despre care am povestit și în ultimele câteva minute. Da, exact. Pentru că se poate. Da. Trebuie doar să vrei. Hai să ascultăm piesa. Curaj, doamnelor și domnilor. Mulțumim mult de tot că ai venit pe la noi, Anca. În centru mergem.
Momentul resetului poate veni oricând, așa că să fim pregătiți și mai ales atenți la noi înșine.